Salutare! Deci, avem așa o bucată de brad. O să mergem pe etape transformându-o în masă. Voi adăuga 2 kg de cafea, câteva căni, lingurițe scorțișoară și anis. O prelucrăm cu hârtie abrazivă lateral. Eliberăm din lemn toate impuritățile. Ardem ușor partea laterală. În continuare, când vom adăuga cafeaua, în părțile laterale să predomine puțin culoare neagră. Efectul s-a primit destul de reușit. Partea din spate am prelucrat cu hârtie abrazivă până la 120. Partea din față a fost prelucrată cu hârtie abrazivă până la 600. Am pregătit din timp un carcas din plastic cum va fi forma mesii. Carcasul a fost lipit de linoleum cu silicon. Culoarea am ales o surie transparent. Am adăugat câteva picături. Tot aici adăugăm și un sur metalic. Avem nevoie de un strat subțiri. Tot cu această culoare gruntuim pereții. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one. Cât se usucă primul strat, pregătim cănile. Un set am tăiat cu polizorul unghiular. Nu s-a primit. Cu cuțitul a fost cea mai optimală variantă. Rezultatul a fost acesta. Unul din cele mai plăcute momente, când cănele stau la locul lor, primul strat e întărit și cafeaua o adăugăm în locul potrivit. La următorul strat am adăugat mai puțină culoare. Mestecăm bine. Turnăm dintr-un vas în altul. Apoi iar mestecăm. Aproximativ câte 5 minute. Stratul poate fi turnat nu mai mult de un centimetru.
is right on my poems. Where the few that looked at me, talked to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Tot cu aceeași substanță gruntuim partea din față. Pe viitor să se întărească, când vom adăuga alte straturi să nu se formeze buline de aer în interiorul mesei. You are the shadow to my light, did you feel us? Another start, you fade away. Afraid our aim is out of sight, wanna see us alive. La cel de-al treilea strat am adăugat mai puțină culoare. Cu ajutorul focului scoatem bulinele de aer. Straturile au ajuns la un nivel cu lemnul și totul este întărit, scoatem carcasul.
prelucrăm cu hârtie abrazivă până la 600. Doar după asta putem acoperi suprafața cu lac. În câte straturi avem nevoie? Eu am acoperit în 3 straturi suprafața, 2 straturi lateral. Lustruirea am făcut-o cu disc oranj. Am folosit pastă pentru lustruirea automobilelor. Apoi tot aceeași procedură, doar cu disc galben. First things first, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of the sea. Cea mai optimală variantă a fost să fac picioarele din fier. Grosimea 60x30, gruntuite și acoperite cu vopsea neagră. Rezultatul muncii de zi cu zi mult așteptat a fost plăcut. Asta a fost tot. Pe curând! All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh.